Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Tomb Raider 3. Ultima oară am luat alte două, să zic, relicve. Și acum mergem către ultima, care e apa și mi se pare cea mai nasoală dintre toate. În primul rând, da, știu, poate vi se pare nasol că tot timpul numai cu Tomb Raider 3 încarc și chestii de gen și nu fac altceva. Dar e ca să vă fac o surpriză de Crăciun. Această surpriză fiind, de fapt, nu s-a atent o oră, de fapt, o secundă și deja mor. Oh yeah! Ce vreau să spun este că surpriza o să fie știută la fața locului. Adică o să vedeți voi despre ce vorbesc. Vorba aia. Acum mă duc să îmi iau ceva. Health pack, că poate n-am să-mi trebuiască. Nu e ca și cum aș avea vreo 30.000 și 20 mari. No, nu e același caz. Ok. Și deci da, într-adevăr, ăsta e ultimul episod din Tomb Raider 3. Cred că sunteți majoritatea fericiți. Și eu, să fiu sincer, sunt fericit pentru că na, a fost o călătorie cam lungă, nici nu mai știu când dracu am început cu nu contește. Nici nu știu când dracu am început cu Tomb Raider 3, dar îmi trebuie să mai știu și pe ce lume trăiesc. Vorba aia. Acum am salvat ca să, na, să nu mă aștept cu surprize. Tu ești prost. Voi vedeți câtă viață mai am. Deci voi observați câtă viață mai am acum. Deci practic nu mai am nicio viață. Nu mai am nici un pic de viață. Nici măcar puțin. Nu știu dacă o să reușesc așa. Mă îndoiesc, dar hai că încerc. Dacă nu, asta e ce să fac. Și am lag, bineînțeles. Și normal că n-am rezistat. Pardon, rezistat. Așa, bun. Nu știu pe unde trebuie să mă duc totuși. Desert Eagle. Mi-ar cam trebui. Nu știi ce? Fac eu frumușel. O mică escală. Până aici. A fost nasol. A fost cam nasol, de fapt. Ok. Nu știu dacă mă duc în partea corectă, dar... Na. Mă duc cam pinge pot, vorba aia. Și da, din cauza asta nu prea-mi place apa, că sunt capcanele astea handicapate și mai că nu vine să le fut în gură. Vorba aia. Ok. Da, iar așa am pățit faza aia. Ioi. Haide, Lara. Perfect. Salvezi. No, acum vă rog să mă scuzați că tot salvez, dar na. Nu știi niciodată, mai ales în locuri de genul. La ce să te aștepți? N-ai din ce să te aștepți. Nu ai de unde să știi. Vă zic eu. Eu înregistrez seara pe la 10 și sunt în vacanță. De fapt, cam toți suntem în vacanță.
Aha, văd ceva pe acolo. Oh, yeah. Bun, și de aici cum ies? Și am murit. Yay! Merit un premiu. Pentru cel mai mare fraier de pe planetă. Da, să știți că există premiu pentru așa ceva. Nu știați? Căutați pe Google. Ok. Acum iarăși salvez că na. Aici merg pe bulan, vorba aia. Ce tare. Ok, bun. Și acum trebuie să o iau acolo sau pe acolo? Văd că pe oriunde. Nu o să o iau pe undeva. Yes! L-am luat! Perfect! Și l-am luat și pe al doilea! Yay! Și asta e înghepit, dar mă, si mă duce! Și asta ce dracu face? India mă trimite maneta asta. Credeți-mă, gândiți dacă mă bați, nu știu. Ah, cred că știu India. Dar mai întâi o să iau un pic de aer, salvez și apoi mă întorc. Ok, bun. Sincer, asta cu apă nu mi-e place de fel, pentru că da. Dânse... Oh, nu trebuie să o iau pe aici. Și atunci, prin de dracu trebuie să o iau? Ce rost avea maneta aia? N-am niciunul. Care era rostul ei? Să o iau pe aici? Ah, nu, uite, pe aici. Bă, da prostă-s. Și cred că pe aici. N-am luat-o bine, cred. Aici trebuia. Da, se vede că pe aici. What? Salvez. Pentru că cine știe ce se întâmplă. Ok. Merg tot în sus și tot în sus și tot în sus. Da, asta o să mă trimită jos. 100%. Oh, perfect. Bun. Și acum ce trebuie să facem este să punem chestiile astea. Lara, n-am timp de chestiile astea, te rog frumos. Eu este ocupatus acum. Ok. Dar înainte de a pune pe ultimul,
Vreau să vă arăt un secret frumușel. Țineți minte, în episodul trecut s-a amus două episoade când am apăsat nu știu ce manetă în ăla de cu tremure? Da, acum vă arăt. Indie s-a întâmplat asta. E, s-a întâmplat. Și bineînțeles că trebuie să fie niște căcaturi. Care să-mi perturbe discursul. Lara împușcă-l. Ioi. Deja am ucis 91. Dar știi ce? Nu mă mai interesează. Dă nimic. Dacă mergeți pe cutia asta, urcați aici sus. Aveți grijă că sunt. Și asta dă al treilea și ultimul secret. Yay! Și am luat foc! Yay! Ok. Ok. Și ce e în secretul ăsta? Este un cristal verde care dă viață și un health pack. Ok, deci acum hai să ieșim dracului de aici, că nu mai vreau să mă mai întâlnesc cu insecte, cu nu știu ce căcaturi și vreau doar dracului să termin odată nivelul ăsta, că nu-l suport. Serios! Dar serios! Nu v-ar fute Dumnezeu odată! Putem să mergem liniștiți pe aici. Înainte nu puteam pentru că n-a luam foc. Și avem parte de un cutscene super frumos. Ce se întâmplă oare? Dar ce chestie drăguță! Super chestie drăguță! Ok, asta a fost Lost City of Tinos. Să continuăm cu ultimul nivel, care e Meteorite Cavern. Ok. Salvez. Nu. Pentru asta e mai sigur asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 și sunt mort. Da. La asta trebuie să fii bine echipat. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cred că e mort. E mort. Salvez. Și metoda asta și strategia asta trebuie să folosești de fiecare dată. Ok, bun. De-aia v-am zis să vă echipați cu multe cartușe, pentru că la Desert Eagle, pentru că Desert Eagle-ul vă ajută extraordinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Și nu m-a atins. Fa. Nasol. Ok, hai să mai încercăm încă o dată. Lara. Ok. Și acum trebuie să mai folosim metoda asta încă o dată, ca să terminăm o dată cu povestea asta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Și dusă-i. Ha ha ha. Mamma mia. Mamma mia, da, mult a fost. Acum, acum ajung la scara. Oare cum ajung la scara aia? Că nu știu cum. Ah, ok, bun. Vă rog să mă scuzați, dar na, sunt un pic obosit. Deci, sincer, nivelul ăsta, jocul ăsta a fost extraordinar. Am luat toate cele 4 artefacte pe care le-am luat și înainte. Și acum ne îndreptăm spre sfârșitul nivelului. Pentru că na, am terminat totul, am învins boss-ul și am terminat jocul. Deci puteți spune că jocul e ca și terminat. Și nu glumesc, chiar e terminat. Ok. Aș mai salva aici, totuși. 420 de salvări. Dar pe ce s-o alea? Ce s-o alea 420 de salvări? Ok, acum unde trebuie să sar? A, acolo, bun. Și încă ne-au mai rămas 27 de cartușe la Desert Eagle. Eu zic că e ok. Cu cartușele stau cam ok. Nu chiar. Da, na, ce să faci.
așa e fain să joci. Hai. Da, deci mă amuză faza asta că ăștia încă îți dau vieți din astea. Da. Ah. You bastard. Vrea să-mi dea foc. Da, deci eu nu înțeleg faza asta că îți dă acum atâtea cartușe, dar... Ok, nu văd nimic. Ce dracu se întâmplă pe aici? Nimic, bun. Și, doamnelor și domnilor, am terminat Tomb Raider 3. Da, în sfârșit am terminat jocul. Hai că și fac o salvare. Mă sac. Aterizeze elicopterul ăla handicapat. Haide. Deschide-te odată. Sau am fost eu prea rapid. Și am terminat jocul. Jocul mi s-a părut super interesant, chiar mi-a plăcut, cu toate că nu prea îmi plac misiuni, nivele din India, dar sincer jocul mi se pare genial și chiar l-aș recomanda, chiar te pune la încercare, chiar îți dă un pic de gândire. Dar na, pentru mine e mai ușor pentru că sunt obișnuit cu jocurile Tomb Raider, dar pentru cei începător e într-adevăr cam greu și trebuie să se obișnuiască. Și sincer, dacă ar fi să începeți cu Tomb Raider, eu v-aș sfătui să începeți de la primul, de la Tomb Raider 1, ca să vă obișnuiți cu mișcările și astea, ci cu stilul de joc. Numai 3 health pack-uri am folosit. Oh my fucking god. Și 14 secrete am ratat. De fapt 15, pentru că în jocul ăsta nu știu cum dracu, dar poți să ai 60 din 59 secrete. Nu știu cum dracu, dar mă rog. Oricum 3 health pack-uri folosite doar. Fa, dar pă zbos atunci. Chiar mi-a plăcut seria asta și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să sperăm că următoarea serie o să vă placă mult mai mult decât oricare altă serie Tomb Raider. Dar cam asta a fost pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați like, comment, share și subscribe și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături în seria asta de Tomb Raider 3. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere!